Cu toate că Ionuț Marin, ofițerul de preț al Chindiei Târgoviște, avea contractul prelungit până în vara anului viitor, acesta a fost concediat de actuala conducere a clubului. Mai mult, Marin a primit interdicția de merge pe stadionul Chindiei și chiar a fost amenințat cu bătaia. Aproape de sfârșitul lunii iunie, când am avut prima întâlnire cu noul președinte al Chindiei Târgoviște, cu domnul Andrei Cordoș, mi s-a transmis textual că nu mai este nevoie de ofițer de presă, că nu mai este nevoie de imagine la nivelul ligii a doua, adică fix ceea ce făceam eu în afara celor trecute în fișa postului de ofițer de presă. Eram și administrator de site și administrator unic al paginii de Facebook al clubului și crainic la stadionul din Târgoviște. Lucrurile au mers două luni, să spun așa, nu știu, niște termeni deloc normali, interzicându-mi să, și să vin la antrenamentele echipei cu tot felul de condiții puse, nu doar pentru mine, cât și pentru alții, cu meciuri amicale închise publicului, închise chiar și unor angajați ai clubului. Până la urmă, vinerea trecută, deci fix cu o săptămână în urmă, am fost chemat de președintele Cordoș în birou să mi se transmită că trebuie să ne despărțim, apoi să mi adreseze niște amenințări cu violența fizică, cu lucruri intolerabile la un asemenea nivel. Și a apărut din senin în momentul în care mi s-a transmis că trebuie să ne despărțim și am întrebat de ce, care sunt motivele care ar duce la o asemenea decizie, în contextul în care, v-am spus, eram legat contractual de club până la sfârșitul sezonului viitor. Au început să vină cuvinte urâte, cuvinte greu de reprodus, te scot în stadion, pun paza asta la sfârșitul serii de înjurături care mi-au fost adresate și v-a zis, sunt martori, au apărut și prin presă toate aceste. Ionuț Marin nu doar că a fost dat afară din clubul de la Târgoviște, conducerea Chindiei a și desființat postul de ofițer de presă, iar în acest moment clubul riscă sancțiuni din partea Federației Române de Fotbal.